Hei, bună tuturor, eu sunt Andreea Gogan și astăzi m-am pregătit un nou vlog. Pentru că se apropie 8 martie, ziua mamelor, ziua femeilor, m-am gândit să fac un vlog special. Când eram mică, mereu făceam ceva special pentru mami de 8 martie. În afară de felicitările acelea pe care le primeam de la școală, în care venea un fotograf, ne făcea o poză și punea ramă de 8 martie și scriam noi pe spate ei, la mulți ani mami și toate chestiile astea, eu și Răzvan, când eram micuți, îi cântam mămicii noastre melodii speciale de 8 martie. Iar zilele astea am regăsit CD-urile de muzică pe care i le-am făcut cadou eu și Răzvan de 8 martie mămicii noastre acum mult, mult timp, gen vreo 10 ani cred că au trecut de atunci. Așa că înainte să fac un colaj foarte drăguț pentru mama mea în acest vlog, ea nu știe despre chestia asta, doar că o să afle când o să vadă pe YouTube. Vreau să urez tuturor mămicilor și tuturor femeilor la mulți ani și tuturor copiilor și adolescenților care urmăresc video-ul ăsta, iubiți-vă mai mult mămicile, ele înseamnă foarte mult pentru noi. Adică nu uitați să-i spuneți măcar o dată pe zi te iubesc sau mulțumesc pentru diverse lucruri pe care le face. Asta înseamnă foarte mult pentru o mamă, sunt sigură. Și acum, haideți să-mi ascultați vocea acum 10 ani. Ok, știu că acum vocea mea este încă destul de copilăroasă, dar nu vreți să știți cum era acum 10 ani. Hai să ascultăm o poezie pe care i-am spus-o mămicii mele de 1 martie. De dimineață, mama e cea din tâi dintre ai casei care se trezește și-mi vine abia pășind la căpătâi, zicând: deschide ochii și zâmbește. Mă piaptănă și-mi face un sandwich bun. Ea știe că-mi place untul și brânzica și gata către școală des de drum mă duce de mânuță tot mămica. Spre amiază, însoțindu-mi pașii mici, tot împreună revenim acasă. Dar nu înțeleg cum de-a fost la servici și e și atâta ordine prin casă. Îi povestesc ce-am mai făcut la școală și ea ascultă atentă tot ce zic. Și-mi face o floare dintr-o portocală și nu pare obosită nici un pic. Pe seară, pregătindu-mă de somn, o rog să-mi citească și o poveste. Și nici n-apare prințul, că adorm. Dar ea-i tot lângă mine și-mi citește. Aș vrea să știu din ce fântână bea atâta apă vie. Las că încetul cu încetul cresc. Și când voi fi ca ea, precis că voi afla și eu secretul. Doamne, deci nu știți când am auzit-o acum câteva zile. Eram super încântată așa, pentru că nu am mai auzit-o de mulți ani poezia asta. Și dacă vreți să auziți cum cântam eu pe la 3, 4 sau 5 ani, să-mi scrieți în comentarii și poate facem un vlog cu chestii de genul. Și acum am făcut un colaj cu mine și mămica mea, de când eram eu mică până acum. Este ca un cadou de 8 martie pentru ea și sper foarte mult să-i placă, chiar dacă îl vede mai devreme decât ziua de 8 martie. Acesta a fost vlogul meu de astăzi. Nu uitați că dacă și voi vă iubiți mămica, să-i mulțumiți și să îi arătați că o iubiți mai des. Sunt sigură că vor fi foarte bucuroase. Nu uitați să vă arătați aprecierea pentru mama voastră care v-a născut, v-a crescut, vă crește în continuare. Este foarte important. Și nu uitați că mai aveți timp până pe 1 martie să-i faceți un cadou mămicii voastre. Chiar dacă aveți 5 ani, chiar dacă aveți 18, 20 de ani, orice lucru micuț o să însemne ceva pentru mama voastră. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share pe Facebook și subscribe la canalul meu de YouTube. Eu am fost Andreea Gogan, iar noi ne revedem data viitoare!